O fabrică de vopsele din județul Constanța a fost cuprinsă de un incendiu de proporții. Zeci de pompieri s-au luptat timp de mai bine de 4 ore pentru stingerea flăcărilor. Totul a pornit de la un incendiu de vegetație, iar din cauza vântului, flăcările s-au extins la un container cu vopsea. Un angajat al fabricii a fost cel care a observat incendiul și a dat alarma. 10 persoane se aflau în depozit în momentul în care a izbucnit incendiul, care au reușit să iasă la timp și au sunat la 112. Eram toți, nu nimeni, eram 10 persoane. 10 persoane, am intervenit, am încercat să-l localizăm, n-am reușit. Dezastrul a fost provocat de un incendiu de vegetație. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins în scurt timp și la platforma de colectat deșeuri, unde erau depozitate cutii de vopsea și materiale plastice. Focul s-a manifestat cu violență, iar cutiile de vopsea din depozit s-au umflat și au început să explodeze. La iarbă s-au coadut iarba și exact înspre platforma, colța acela a luat foc. În 2 minute toată platforma s-a... Din cauza vântului, și au luat foc plasticile, după aceea s-a întins peste. 6 auto speciale cu apă și spumă au intervenit pentru lichidarea incendiului, dar misiunea a fost una dificilă, deoarece vântul puternic a ajutat flăcările să se extindă. De asemenea, exista pericolul producerii unei explozii, pentru că în apropiere se afla o stație de alimentare cu combustibil pentru autovehicule. La locul incendiului a fost trimisă și o auto specială destinată intervenției în cazul accidentelor chimice. După mai bine de 4 ore, pompierii au reușit să lichideze incendiul. Din fericire, nu au existat victime, dar pagubele sunt uriașe. Ce mai poate salva? Tot la...